seara, sunt Daniela Andreev și vă prezint știrile Pro TV, iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. Procesul de vot a fost suspendat temporar în această seară la secțiile de votare de la Varnița, unde votează alegătorii din stânga Nistrului în urma unei alerte cu bombă. Da, vă, господа, пожалуйста, разойдите в стороны. На более дальней дистанции, пожалуйста, разойдите. Turul 2 al alegerilor prezidențiale a fost marcat și de alte incidente. Moldovenii din Rusia au fost duși organizat cu avionul și autocarele la secțiile de votare din Belarus, Turcia și Azerbaidjan. Cu o oră înainte de închiderea secțiilor a fost depășit cu peste 3% numărul de alegători din primul tur, iar diaspora a bătut recordul prezenței la vot. Și libertate. Vrem ca Moldova noastră să înflorească. Viitorul nostru depinde de noi. Cei doi candidați la funcția de președinte au votat în prima parte a zilei. Maia Sandu și Alexandru Stoianoglu și-au făcut apariția la secții, fiind înconjurați de susținători și de jurnaliști. Am votat cu Moldova. Am încredere că cetățenii noștri vor alege bine pentru țara noastră. Am votat pentru Moldova liberă, stabilă, prosperă. Zi decisivă astăzi pentru Moldova, Maia Sandu sau Alexandru Stoianoglu. În câteva ore vom afla cine va fi președintele Republicii Moldova în următorii 4 ani. Oamenii au mers astăzi masiv la urne, prezența la vot fiind mai mare decât în primul tur. Scrutinul a fost marcat de o serie de incidente, iar reporterii noștri urmăresc procesul. Francesca Gândea este la cec și ne va spune câți alegători au votat până la această oră. Diana Ambros ne vorbește despre încălcările depistate de observatori, iar Natalia Gânga ne spune cum se votează la această oră în capitală. Secțiile de votare din Varnița, deschise pentru alegătorii din regiunea transnistreană, au fost evacuate în această seară după o alertă cu bombă. Colega noastră, Dina Munteanu, se află acolo și vine cu detalii. Dina, bună seara, te ascultăm! Bună seara, Daniela! Bună seara tuturor! Liceul teoretic din satul Varnița, aici unde au fost amenajate cele 3 secții de votare pentru alegătorii din stânga Nistrului, a fost evacuat după ce poliția a fost sesizată că acesta ar fi minat. Astfel, atât membrii birourilor electorale cât și alegătorii au fost rugați să părăsească instituția, ceea ce e nemulțumit pe unii. Mai ales că în momentul în care a fost lansată alerta în secțiile de votare, erau cozi imense. Echipajele specializate au venit la fața lor și au grijă ca totul să fie în regulă. Unii oameni au decis să plece la alte secții de votare pentru a-și exercita dreptul la vot, în timp ce alții au zis că rămân aici până când birourile electorale de la Varnița se vor deschide. Da, vă, господа, пожалуйста, разойдитесь в стороны. На более дальней дистанции, пожалуйста, разойдите. Toți alegătorii care așteptau la coadă în fața secțiilor de votare deschise la Varnița, dar și membrii birourilor electorale au fost evacuați. La fața locului au intervenit mai multe echipaje de pompieri și poliție și au securizat zona. Ziua, vă rog frumos, mai încolo. Unii oameni s-au arătat nemulțumiți că au fost evacuați și s-au certat cu polițiștii. Вы здесь для чего находитесь? Для того, чтобы обезопасить вас. Вас я не рассказываю. Din cauza că secția de votare și-a sesizat temporar activitatea, unii oameni au plecat, alții au spus că rămân și vor aștepta până verificările se vor încheia. Dar cât timp ați stat în rând? O oră! Avem mai mult de o oră, dar sunt oameni care și-au 3 ore. 2 ceasuri, da. Nu-i corect. O să așteptați? Așteptăm până la urmă. Așa. La ori 8. Eu cred că este o provocare, da. Dar sperăm să fie fals. Așa. Adică cei care au intenționat să facă lucrul ăsta să nu se primească și cred că așa o să fie. Ne-ați răstat mult în rând? Ați venit? Eu sunt membru. Da, așa. Da. Și ați fost evacuați cu toți? Da, am fost evacuați. Așteptăm să revenim la locurile noastre și să continuăm lucrul. La Varnița a fost azi aglomerație mare. Odată ce cele 3 secții de votare s-au deschis, în fața lor s-au format cozi. Eu am trăit și sistemul sovietic, am trăit mulți ani peste hotare
Și acolo, în Europa, omul trăiește pentru dânsul, toate legile se respectă și toată guvernarea, toți acei de la conducere, se gândesc la viața omului ca să fie cât mai bună. За чего? Da. Не могу вам сказать, отстаньте. А де unde ați venit? N-are importanță. Eu sunt moldovancă, nici de voce. Mai mult nu răspund nică. Iar la postul intern de control de la Tighina s-a format o coadă de mașini. Unele microbuze erau oprite pentru verificări. Zeci sau poate chiar sute de mașini stau aici în preajma punctului de trecere de la Tighina. Oamenii stau în coadă pentru a ajunge la secțiile de votare deschise la Varnița. Unii șoferi au ales să aștepte, în timp ce alții au parcurs un kilometru pe jos până acolo. Aici, în coadă, sunt în mare parte mașini particulare. Ambuteiaje mari au fost și pe podul care face legătura între orașele Râbnița și Rezina. În această seară, poliția a anunțat că podul ar fi minat. După ce la amiază, circulația a fost sistată temporar pentru a verifica un pachet suspect. Acțiunile au fost calificate drept o provocare în adresa instituțiilor statului pentru a fi acuzate că îngrădesc accesul cetățenilor. 62 stăim, da. Nu, vă vedeți ce tvăriți. Special, naverna, ne propuscați. Poliția și Comisia Electorală Centrală a anunțat azi că unii alegători din regiunea transnistreană au fost aduși organizat la vot. Avem semnale și despre transportarea alegătorilor către unele secții de votare din țară, în special fiind vorba de secțiile organizate pentru alegătorii din stânga Nistrului. Datele prezentate de CEC arată că în turul 2 de scrutin, numărul alegătorilor din regiunea transnistreană s-a dublat față de acum 2 săptămâni. Pentru cetățenii din stânga Nistrului au fost deschise 30 de secții de votare. A fost aglomerație la secțiile de votare din Istanbul, Baku și Minsk, asta după ce mai mulți moldoveni aflați în Rusia au mers acolo pentru a vota. Unii au venit organizat cu microbuzele sau avioanele. Drept mărturie fiind imaginile postate pe rețele cu un avion plin cu moldoveni din Rusia care merg să voteze la Minsk. S-au format cozi de dimineață la secțiile de votare din Federația Rusă. În imagini se văd 10 de oameni, unii sunt cu baloane colorate, iar pe fundal se aude muzică moldovenească. Unii moldoveni stabiliți în Rusia au mers să voteze în Kaliningrad sau în Belarus. Aceste imagini filmate într-un avion arată moldoveni care zboară din Rusia la Minsk. La secțiile de votare din Minsk, moldovenii au venit cu drapele, muzică și dansuri. Unii recunosc că au venit din Rusia organizat. Вместе дружненько собрались, родные, близкие. Поедем, проголосуем. Organizat au venit să voteze mai mulți moldoveni și în Azerbaijan. Pe rețele au fost publicate imagini cu un autocar plin cu alegători care spun că merg să voteze la Baku. Din cauza numărului mare de alegători la secțiile de votare din Baku, oamenii au așteptat 10 de minute pentru a vota. Și la Istanbul, de dimineață, s-au format cozi în fața secțiilor de votare, situație care nu a fost atestată în primul tur. Ieri, Inspectoratul General de Poliție a raportat că 3 autocare cu moldoveni au venit din Rusia în Republica Moldova și că ar fi zburat prin Istanbul. Poliția anunță că sunt indicii de transportare organizată la vot a alegătorilor de peste hotare. Mai exact, autoritățile investighează dacă moldovenii aflați în Rusia au fost într-adevăr duși organizat la secțiile din Belarus, Azerbaijan și Turcia. Președintele Parlamentului Igor Grosu a declarat că grupări criminale au organizat curse charter în acest sens, ce anunță că deține informații cu privire la astfel de cazuri. Poliția anunță într-un comunicat scurt că sunt indicii rezonabile de transportare a alegătorilor la secțiile de votare de peste hotare. Acum autoritățile analizează probele cu privire la transportarea pe cale aeriană din Rusia către Belarus, Azerbaijan și Turcia. Alte detalii poliția nu oferă, dar a îndemnat cetățenii să semnaleze orice încălcare la serviciul unic 112. Despre acest fenomen a vorbit și președintele CEC. Suntem îngrijorați de sesizările date, dar și de informațiile apărute în spațiul public cu privire la acțiunile de transportare organizată a alegătorilor atât pe cale terestră cât și pe cea aeriană, către secțiile de votare din Federația Rusă, Republica Belarus,
Azerbaidjan și Turcia. Iar Asociația Promolex a anunțat că la o secție din Turcia, moldovenii ar fi fost transportați organizat cu microbusul pentru a vota. Deja avem cazuri de transportare organizată a alegătorilor. De fapt, se observă o activitate destul de sporită în ceea ce privește acest fenomen în Istanbul, în Republica Turcia, cum spuneam, unde în jurul orei 7:50, în raza de 100 de metri de la secție, a fost observat un mijloc de transport cu numere de matriculare moldovenesc, din care au coborât cel puțin 4 legători. Președintele Parlamentului Igor Grosu spune că în spatele acestor acțiuni ar sta grupări criminale, care ar fi organizat transport, inclusiv curse charter. Grupările criminale organizate nu se liniștesc. Avioane, charteruri, în special vedem cazul Belarus, Turcia. Asta vorbește despre faptul că sunt alocate resurse enorme, care depășesc probabil și imaginația noastră. Acolo s-au ajuns deja cu avioane charter să fie aduși. Nu vorbim despre curse regulate în care cineva din simplă inițiativă și pornirii civică a decis să se deplaseze. Șeful legislativului a declarat că acum se monitorizează acest fenomen nu doar în țările menționate, dar și în alte state unde moldovenii sunt așteptați la secțiile de votare. În același timp, prim-ministrul a spus că asistăm la un atac. Suntem într-un moment de atac din partea grupărilor criminale care au cumpărat foarte multe voturi și de asta este foarte important să ne mobilizăm, să votăm, pentru că votul nostru va învinge frauda electorală pe care o perpetuează. Atât Ministerul de Interne, cât și celelalte instituții lucrează foarte intensiv pentru ca să putem să prevenim această atac asupra democrației. Poliția anunță că transportarea organizată a alegătorilor spre secțiile de votare este sancționată cu o amendă de până la 6.000 de lei pentru persoane fizice, iar pentru persoanele juridice pedeapsa se ridică la 15.000 de lei. Diaspora s-a mobilizat ca niciodată astăzi. La majoritatea secțiilor de votare de peste hotare au fost cozi imense. În Irlanda, Germania, dar și Italia, oamenii au cântat și au încins hore. Nu s-a trecut fără incidente. La 4 secții de votare din Germania și Marea Britanie a fost întrerupt procesul de vot din cauza unor alerte false cu bombă. Revenim cu detalii în jurnal. Peste 1.600.000 de moldoveni au votat până la această oră. Detalii despre prezența la vot ne spune colega noastră Francesca Gânda, care se află acum la Comisia Electorală Centrală. Francesca, bună seara! Te ascult. Bună seara, Daniela, bună seara tuturor! Potrivit datelor oferite de Comisia Electorală Centrală, până la ora 20 au votat peste 1.650.000 de alegători, ceea ce constituie 53,4%. Cifra este mai mare cu 3% față de primul tur al alegerilor prezidențiale din 20 octombrie, atunci când până la ora 20 au votat peste 50,5% din alegători. În 2020, în al doilea tur al alegerilor prezidențiale, până la ora 20, la urne s-au prezentat 51,8% din alegători. Cei mai activi sunt alegătorii din Dondușeni, iar cea mai slabă rată de prezență la vot este la Cantemir. Totodată, membrii CEC au menționat că în acest an avem un număr record de moldoveni care au votat în diasporă. Până acum, în străinătate, au votat peste aproximativ 300.000 de persoane. Cei mai activi alegători sunt în Italia, Franța, România și Federația Rusă. În unele secții de votare din diasporă, buletinele s-ar putea termina înainte de închiderea secțiilor de vot. Astfel, alegătorii sunt îndemnați să meargă la secțiile de votare unde mai sunt buletine. Totodată, Angela Caraman a anunțat că astăzi Comisia Electorală Centrală a fost ținta unor atacuri cibernetice care au afectat temporar disponibilitatea resurselor informaționale ale CEC. Mai exact, a fost încetinită funcționalitatea programului care înregistrează alegătorii la urna de vot. Caraman a menționat că responsabilii au acționat conform protocoalelor de securitate și au restabilit funcționarea sistemelor utilizate în ziua alegerilor. Atât de la Comisia Electorală Centrală. Daniela?
Francesca, îți mulțumesc. Candidatul PAS, Maia Sandu, a venit și de această dată la secția de votare însoțită de echipa sa, fiind așteptată de mai mulți susținători. Aceasta a declarat că hoții vor să cumpere țara prin coruperea alegătorilor. În acest context, a îndemnat oamenii să iasă la vot. Maia Sandu a venit la secția de votare alături de echipa sa, fiind întâmpinată cu aplauze. După ce a votat, candidatul PAS a făcut declarații scurte în fața presei. Eu am votat cu Moldova. Am încredere că cetățenii noștri vor alege bine pentru țara noastră. Ei de fiecare dată au dus țara înainte. Ei au protejat-o de rele. Și a îndemnat oamenii să iasă în număr mare la vot. Astăzi, mai mult ca niciodată, trebuie să fim uniți, să ne păstrăm pacea, să ne păzim votul, să ne păzim independența. Hoții vor să ne cumpere votul, hoții vor să ne cumpere țara. Dar puterea oamenilor este infinit mai mare. Ieșiți la vot cu credința și cu speranța. Capul sus, moldoveni! După ce a transmis mesajul către cetățeni, Maia Sandu a plecat fără a răspunde la întrebările jurnaliștilor. Caterina, Caterina! A fost mare îmbulzeală la secția de votare, unde a mers să-și exprime opțiunea candidatul socialiștilor, Alexander Stoianoglo. Acesta, alături de soția și fiicele sale, cu greu și-a făcut loc printre mulțimea de jurnaliști. Stoianoglo a spus că a votat pentru o țară liberă și prosperă. Alexander Stoianoglo și-a făcut apariția la secția de votare în jurul orei 9 dimineața, fiind însoțit de cele două fiice și de soție. După ce și-au făcut loc printre mulțimea de cameramani, aceștia și-au exprimat opțiunea. Ulterior, Stoianoglo a fost întrebat ce cunoaște despre aducerea organizată a alegătorilor din Rusia să voteze în Moldova, dar și despre cumpărarea voturilor. Pentru asta avem organele respective care trebuie să fie corect în baza legii, apreciat acțiunile respective și fixat. Dacă asta a fost făcută cu încălcarea legislației, atunci trebuie să fie întreprinsă și măsurile respective. Noi nimeni nu am adus în țară silit. Eu sunt împotriva categoric coruperii, fraudării alegerilor. Eu niciodată nu am participat la cumpărarea voturilor. Candidatul socialiștilor a evitat de această dată să comenteze poziția sa față de parcursul european al țării. Eu multe ori am răspuns la întrebarea dumneavoastră. Vă rog, ridicați răspunsurile. Dar a ținut să menționeze că a votat pentru o țară liberă și prosperă. Am votat pentru o Moldova liberă, stabilă, prosperă. Moldova care se respectă oamenilor săi, indiferent de etnie, limba vorbită, religie, viziuni politice. Imediat după știri urmează o ediție specială a emisiunii În profunzime cu Lorena Bogza, care va discuta cu invitații săi despre cum a decurs votul de astăzi și va analiza primele rezultate ale alegerilor. Lorena este deja în studio și ne spune cine sunt invitații. Lorena, bună seara! Te ascultăm! Bună seara! Da, ca de fiecare dată, vă aștept aici să urmărim împreună primele rezultate ale votului de astăzi. Vom sta de vorbă cu Alina Radu de la Ziarul de Gardă și Andrei Curăraru de la Watchdog. Vă așteptăm aici să comentăm și neregulile care s-au depistat pe parcursul zilei de astăzi. Pe curând! Lorena, îți mulțumesc! Începând cu ora 7 dimineața, când s-au deschis secțiile de votare din țară, primii alegători au venit la urne pentru a-și alege președintele. Oamenii spun că au venit să-și facă datoria și afirmă că au votat pentru o Moldovă prosperă, pace și bunăstare. În comuna Parcova din Iedeneț, de la primele ore ale dimineții, oamenii au fost așteptați la secția de votare cu muzică. Oamenii au votat pentru bunăstare. Pentru prosperitatea țării noastre, a satelor noastre, a comunii Parcova. Pentru pace s-a votat și la Ocnița. За мир, за дружбу со всеми людьми, чтоб мы жили drujbii. Iar la Briceni, în primele ore ale dimineții, a fost destul de liniște. Pentru pași, libertate. Ce așteptați de nou, președinte?
un viitor mai bun. La Soroca, membrii unui birou electoral au fost îmbrăcați în haine tradiționale. Astăzi am decis să fim un pic mai deosebiți ca să promovăm stilul nostru moldovenesc. La biroul electoral amenajat în incinta liceului Mihai Eminescu din orașul Bălți, primul alegător care și-a exprimat opțiunea de vot a fost acest bărbat de 76 de ani. У меня очень дальняя поездка сегодня. Я должен где-то километров 800. Поэтому я должен. А голосовал что? За Молдову в первую очередь. Alegătorii spun că vor schimbări în țară și un trai decent. Dorim ca să fie mai bine în țară, să fie viitorul să-l menținem așa mai bun, să avem și trăi în continuare. Fiecare trebuie să avem această responsabilitate pentru că nu, să nu ne fie indiferent de țara în care locuim. Alegătorii din Căușeni au venit la vot ca la sărbătoare. La un birou electoral a cântat muzica în boxe, iar membrii acestuia au purtat ei. Foarte important. Doar asta e dat în 4 ani și trebuie să alegem cu cap, cred că și foarte minuțios. Și ar trebui să se gândească, mai ales tinerietul. Încă de la primele ore ale dimineții, alegătorii au început să vină și la secția de votare amenajată în cadrul casei de cultură din orașul Cimișlia. Vrem schimbările. Știți, și de asta am venit printre premii, că peste zi poate nu dispunem de timp și, mă rog, am nici ne-a făcut tătorie. Vrem ca Moldova noastră să înflorească, să aibă un viitor mai bun. Cum și le lămurim la copii, că viitorul nostru depinde de noi. Să eliberăm țara de hoți, de oameni răi și un viitor mai bun. În sudul țării, la Cahul, oamenii spun că au venit la alegeri pentru a-și face datoria. Am votat pentru o stabilitate, pace, pentru viitorul copiilor noștri. În total, în țară au fost deschise 1988 de secții de votare. Acestea se vor închide la ora 21. Moldovenii din diasporă s-au mobilizat masiv astăzi. Până la această oră au votat peste 300.000, mai mulți decât în primul tur de scrutin și chiar mai mulți decât la alegerile din 2020, când se înregistrase o prezență record. Cozi imense s-au format la secțiile de votare din Italia, Germania, Austria, Estonia, Belgia și Franța. Iar în Irlanda, oamenii au mers la vot ca la sărbătoare, îmbrăcați în haine naționale după ce au votat sau prins în hore. Nu au lipsit incidentele. La 4 secții de votare din Germania și Marea Britanie a fost întrerupt temporar procesul de vot din cauza unor alerte false cu bombă. Dis de dimineață, moldovenii din Italia au mers la votare. Unde mergem, stimată doamnă? La votare. S-au format cozi imense la mai multe secții de votare. Lumea stă în rând, votăm și ne punem, ne facem datoria față de țară. Au fost matinali și cei din Padova. Acesta este rândul, la ora 7 dimineața, moldovenii noștri. Bravo, moldoveni! La Viena, moldovenii au așteptat răbdători la rândul care se întindea până la stradă. Sunt fericit că am pus și glasul meu. Această familie de moldoveni din orașul Graz, din Austria, a mers astăzi la vot tot de la prima oră. Astăzi, la ora 4, ne-am trezit și am venit la vot. Vă încurajăm să ieșiți să votați cu încredere. S-au format cozi și la secțiile de la Tel Aviv. Sunt venită din Republica Moldova. Am venit acum de la Holon și vrem să votăm pentru o țară mai prosperă, mai pentru un viitor mai bun, pentru țara noastră, moldovioara noastră. Și, cum au spus moldovenii, nu există votare fără o horă. Ca la sărbătoare au venit și moldovenii din Marea Britanie. Un grup de alegători s-a îmbrăcat în costume naționale. De asemenea, în mod tradițional, au fost decorate mai multe secții din Irlanda. Acolo pot fi văzute mese cu fructe, prosoape și colaci. E ca așa vin moldovenii la... cu muzică cântând. În orașul Drogheda din Irlanda, după ce au votat, moldovenii au încins o horă.
s-a dansat și în Germania. Asta după ce oamenii au stat la coadă mai multe ore. Atmosfera de sărbătoare a fost și la o secție de votare din Atena. Angajații îmbrăcați în haine naționale au recreat ambianța cele mai frumoase odăi din casele țărănești, Casa Mare. Peste hotare au fost deschise 231 de secții de votare. Prezența la vot astăzi este de peste 300.000 de alegători, mai mare decât în primul tur, când la urne au fost mai bine de 230.000 de persoane și mai mare decât în turul 2 al scrutinului prezidențial din 2020. La secțiile de votare deschise la București s-au format cozi încă de dimineață, iar alegătorii continuă să vină la vot. Colega noastră, Laura Culița, ne spune mai multe. Laura, bună seara, te ascultăm! Bun găsit, vă spunem din centrul vechi al Bucureștiului, unde sunt organizate cele trei secții de votare din capitală. Încă de la primele ore au venit aici 10 de persoane care așteptau să fie deschise urnele, iar spre prânz numărul alegătorilor a crescut considerabil, astfel încât la un moment dat, în jurul orei 2 de pildă, erau deja sute de persoane care așteptau să intre în cabinele de vot. Spre deosebire de primul scrutin, au fost suplimentate atât numărul de cabine, cât și numărul operatorilor de calculator, astfel încât timpul de așteptare să fie cât mai scurt. Pe de altă parte, unii dintre alegătorii cu care am stat de vorbă spuneau că nici nu contează timpul pe care trebuie să-l aștepte, pentru că important este să-și exprime alegerea. Totodată, important de precizat este că responsabilii secției de votare la care suntem acum spuneau că în primele ore ale dimineții au înregistrat un număr triplu de voturi față de primul tur. În toată țara sunt organizate 16 secții de votare, din cele peste 200 aflate în diaspora. Urnele se vor închide la ora 9. Deocamdată, acestea au fost informațiile. La revedere! Laura, îți mulțumesc! Moldovenii au stat la coadă la secțiile de votare din România și câte 2 ore. Oamenii spun că s-a meritat efortul, deoarece într-un final au reușit să voteze. Spun că vor să revină acasă în Moldova și i-au îndemnat pe toți să nu fie indiferenți în această zi. De la primele ore ale dimineții s-au format cozi la o secție de votare din București. Moldovenii stabiliți în România au așteptat la rând ore în șir pentru a-și alege președintele. Cu mari speranțe să vedem Moldova în Uniunea Europeană. Stabilitate de 2 ceasuri. Dacă rămânem puțin peste, se dă și un ceai cald. Alegătorii spun că dorul de casă nu îi lasă indiferenți în această zi importantă. Chiar îmi doresc, da. Pentru că știm că e o viață mai bună aici și vrem și acolo să fie o viață mai bună, și Moldova. Și prin votul ăsta sperăm să se schimbe lucrurile, să meargă mai repede, că despre asta vorbim, să meargă mai repede, că aici vedem că lucrurile merg mai repede. Cu mesaje de încurajare au venit și moldovenii din Galați. Cum vedeți Republica Moldova peste 4 ani de acum încolo? Schimbat. Bine? Foarte. O să fie, da. Cum și s-a schimbat și până acum. Mai greu, dar război, pandemie, toate astea. Ce știu copiii dumneavoastră despre țara natală, despre Republica Moldova? Căldură, pace, bunei. Mâncare bună, corect. Neamuri, veselie, mese. Și familie. Deși rândurile au fost mari, responsabilii electorali spun că totul a decurs fără incidente. Avem destul de multe persoane care au votat până în momentul de față, mai multe față decât au fost până la această oră data trecută, 30-40%. În Timișoara s-a votat mai rapid ca în capitala României, dar cozi totuși au fost. Foarte mulți tineri, foarte mulți oameni cu zâmbetul pe buze, deci sperăm că procesul electoral va avea loc conform cu așteptările noastre și or să câștigăm până la capăt. În România au fost deschise 16 secții de votare pentru alegerile prezidențiale, 3 în București și câte 2 la Cluj și Iași. Secții există și în Brașov, Sibiu, Timișoara, Craiova, Oradea, Suceava, Bacău, Galați și Constanța. Alegătorii care nu au putut merge la birourile electorale au votat cu urna mobilă. Este și cazul pacienților de la Spitalul Republican. Spre binele țării, spre binele tineretului, spre binele nostru.
Urna mobilă a ajuns astăzi și la Institutul Oncologic, dar și la cel de cardiologie din Chișinău. Revenim cu detalii în jurnal. În capitală, unele secții de votare și-au întâmpinat alegătorii cu muzică, iar observatorii au purtat ghii. Toate au fost organizate pentru a crea buna dispoziție în ziua alegerilor. Deși dimineața a fost una friguroasă, și în acest tur, oamenii au fost matinali și nerăbdători să-și exercite dreptul la vot. Membrii biroului electoral amenajat la grădinița Creșă numărul 20 din sectorul Buiucani au ales să poarte azi ie cu mândrie. Trăiesc în țara Republica Moldova și îmi place să port hainele naționale. Inițiativa este din partea tuturor membrilor secției de votare. Turul întâi, la fel, toți am fost îmbrăcați în ghie națională, deoarece ne reprezintă ca și popor. Alegătorii spun că au fost plăcut surprinși de acest dress code și atmosferă. Ne bucurăm că s-au deschis așa secții frumoase, cu oameni buni, cu oameni bunivăitori. Am fost plăcut uimită, da, e o atmosferă mai de suflet. Ca și în primul tur al prezidențialelor, alegătorii din capitală au fost matinali, deși dimineața a fost una cu temperaturi aproape de zero. La ora 7 dimineața, de cum s-au deschis secțiile de votare, primii alegători au început să vină ca să-și exprime dreptul la vot. Persoane în vârstă sau tineri, cu toții spun că au venit dis de dimineață pentru a avea toată ziua liberă sau pentru că erau nerăbdători ca să-și facă datoria civică. Fug la lucru mai repede. Am făcut tot ce trebuie este și cu Doamne ajută înainte. De noi întotdeauna venim mai dimineață. Suntem educați așa, că, mă rog, respectăm și avem, în principiu, avem o zi în 4 ani, când putem să ne expunem părerea, când putem să alegem pe un președinte. Iar această mămică a votat împreună cu fetițele ei după ce a ajuns la secția de votare direct din vacanță. Tocmai venim de la aeroport, eram în drum, așa că am decis să votăm de la prima oră. Cum ai vrea tu să fie președintele țării? Bun, isteț, să fie ferm. Au stat rând să voteze și studenții de la Academia Militară. A fost o dimineață spontană, ne-am trezit ca de obicei în zile de odihnă. Ne-am trezit și am venit la vot matinal pentru a fi primii. După ce au aruncat buletinul de vot în urnă, oamenii au spus că au votat pentru un viitor mai bun. Vrem în Uniunea Europeană, vrem prosperitate, vrem democrație. Vrem să fie așa pentru toți. Să fie bine în țară la noi. Și, cum spun, să avem locuri de muncă, să întoarcă toți acasă. Locuitorii capitalei sunt destul de activi în turul 2 de scrutin. Colega noastră, Natalia Gânga, se află la un birou electoral din Chișinău și ne spune cum decurge procesul electoral. Natalia, bună seara, te ascultăm! Bună seara, Daniela! Bună seara, doamnelor și domnilor! Mă aflu acum la secție de votare amenajată aici la Academia de Științe, unde cu mai puțin de o oră până ca aceasta să se închidă, oamenii continuă să vină pentru a-și exercita dreptul de vot. După cum puteți vedea, în spatele meu sunt deja câțiva alegători care au mers la urnă, cântă muzica, iar procesul de votare decurge într-o atmosferă plăcută și liniștită. Potrivit șefului biroului electoral de aici, până la această oră au votat deja peste 1600 de alegători din lista totală de peste 2800 de persoane înscrise în listele electorale. Între timp, Comisia Electorală Centrală a venit cu ultimele date potrivit prezența la vot, astfel că la această oră pe țară au votat peste 1.360.000 de alegători, ceea ce înseamnă puțin peste 48%. Cele mai active sunt femeile, care au înregistrat un procent de 55% față de bărbați. Iar cea mai activă categorie de vârstă sunt alegătorii care sunt în vârsta de 56-65 de ani. Tinerii cu vârsta între 18 și 25 de ani, dar și vârstnicii ce au mai mult de 76 de ani, rămân deocamdată corigenți la capitolul prezență la vot și au înregistrat puțin peste 7% și respectiv puțin peste 5% din capacitatea totală a prezenței la vot. Atât deocamdată de aici. Daniela. Natalia, îți mulțumesc. A fost îmbulzeală azi la secțiile de votare unde și-a exprimat opțiunea premierul Dorin Recean.
Prim-ministrul a venit alături de soția sa și a îndemnat cetățenii să-i urmeze exemplul, iar președintele Parlamentului, Igor Grosu, care la fel a venit la biroul electoral împreună cu familia, spune că a votat pentru un viitor european. Și primarul Capitalei a mers dimineața la vot alături de soția și fiul cel mai mic. Cel din urmă a oferit un moment de gingășie. Prim-ministrul Dorin Recean a mers să voteze în prima parte a zilei în orașul Codru. Pentru că erau mulți alegători, acesta a așteptat la coadă pentru a-și exprima opțiunea. Premierul a venit și de această dată cu soția. Cei doi au mers în același timp în cabina de vot ca să voteze. Ulterior, Dorin Recean a îndemnat cetățenii să iasă la vot pentru a nu lăsa pe alții să decide soarta țării. Am votat pentru pace, pentru prosperitate, pentru ca noi să fim liberi să ne construim viața noastră aici, acasă. Iar președintele Parlamentului a venit la secția de votare din cartierul Sculeanca împreună cu soția și fiica. După ce Igor Grosu a luat buletinul de vot, un membru al biroului i-a pus în piept apsibildul "Am votat". Am votat ca și data trecută pentru viitorul acestei țări, pentru viitorul Moldovei, pentru viitorul familiilor noastre, tuturor moldovenilor din țară și de pretutindeni, pentru pace, prosperitate și un viitor european. Veniți la vot, vă rog frumos. Tinerii contează cel mai mult și da, votați. Da, fiecare vot contează. Și primarul Capitalei Ion Ceban a votat de dimineață. Acesta a venit la secția de votare alături de soția sa și fiul cel mai mic, care a cochetat cu camerele. Ulterior, primarul a aruncat buletinul de vot în urnă alături de soția sa. Ceban a spus că a votat pentru viitorul copiilor. Am votat pentru prezentul și viitorul copiilor noștri, a tuturor copiilor din țară și a tuturor cetățenilor care sunt în afara țării, pentru un prezent și viitor mai bun pentru toată lumea, de la cei mici până la cei adulți, cei mai în vârstă, astfel ca, în special aici acasă, să aibă un trai mai bun. Și au făcut alegerea și candidații care au luptat în primul tur pentru fotoliul de președinte. Majoritatea dintre ei au mers la secția de votare însoțiți de cineva din familie. Unii spun că au votat pentru securizarea votului pro-european, iar alții pentru schimbare. Octavian Țâcu, care a candidat la prezidențiale din partea blocului Împreună, a venit la vot împreună cu soția și fiul. Zâmbăreț, acesta a salutat mai întâi presa. Bine-ați. Apoi a mers să voteze. Mulțumim! Deci am votat în primul tur, pentru aceea votez și în turul 2, pentru consolidarea forțelor pro-europene și unioniste, pentru securizarea votului pro-european și a parcursului de integrare europeană. Fostul candidat la prezidențiale, Vasile Tarlev, a mers la vot împreună cu soția sa și a intrat în cabină după câteva minute în care a așteptat în rând. Irina Vlah a pierdut primul tur, dar nu a renunțat la sloganul său de campanie nici azi. Пришла сегодня утром для того, чтобы отдать свой голос, проголосовала, призывая всех жителей прийти, проголосовать. Я голосовала сердцем. Iar Ion Chicu a publicat pe Facebook o poză însoțită de un mesaj critic în care spune că a votat pentru o Europa autentică. Victoria Fortuna la fel și a anunțat prezența la vot publicând o poză pe rețelele sociale. Iar Natalia Morar și-a făcut alegerea împreună cu fiul său și a îndemnat oamenii să iasă la vot. Renato Usatăi, Andrei Năstase și Tudor Ulianovski nu au anunțat dacă au participat astăzi la alegeri. Au votat astăzi și alegătorii care, din motive de sănătate, n-au putut merge la birourile electorale. 3 urne mobile au fost repartizate în câteva spitale din Chișinău, unde pacienții au putut să-și exercite dreptul la vot. Iar pentru cei imobilizați la pat, urna mobilă a venit direct în salon. Prezența la vot în al doilea tur de scrutin este în creștere față de primul tur.
Pacienții din secția chirurgie din cadrul Spitalului Clinic Republican Timofei Moșneaga au votat la un mic birou electoral improvizat în secție. Am avut o intervenție chirurgicală și de atât mă aflu aici. Este datorie fiecărui cetățean pentru o țară europeană să avem realizări frumoase. Dorim să avem un viitor mai bun și pace în țară. În total, aproape 600 de pacienți de la Spitalul Republican au votat cu ajutorul urnei mobile. Iar pacienții care sunt imobilizați la pat și nu se pot deplasa în holul secției pentru a vota, o pot face chiar în salon. Asta pentru că urna mobilă ajunge la fiecare pacient. Pe mătușa Raisa, care este din raionul Cantemir, ziua alegerilor a prins-o pe patul de spital. Așa a dat Domnul să intrăm în Europa, să trăim mai bine. Noi ca noi, dar copiii noștri, viitorul la copiii noștri așteptăm. Avem copii în Europa și pentru dânsii luptăm. Spre binele țării, spre binele tineretului, spre binele nostru. Urna mobilă a ajuns astăzi și la Institutul Oncologic, dar și cel de cardiologie din Chișinău. În cele trei instituții, peste 900 de alegători au votat prin intermediul urnei mobile. Observatorii misiunii Promolex au înregistrat până acum peste 900 de incidente în procesul de vot. Colega noastră, Diana Ambros, vine cu detalii. Diana, bună seara, te ascultăm! Bună seara, Daniela! Bună seara tuturor! Cu puțin timp în urmă, observatorii misiunii Promolex au publicat un comunicat în care au venit cu ultimele date privind desfășurarea scrutinului. Astfel, de la ora 9 și până la ora 19 au fost înregistrate 917 incidente în procesul de vot, dintre care 222 deja au fost confirmate. Acestea au avut loc pe teritoriul Republicii Moldova, dar și la secțiile de votare din străinătate. Promolex anunță 7 cazuri de transport ilegală a alegătorilor la Căușeni, în regiunea transnistreană și în Federația Rusă. S-a încălcat secretul votului în peste 80 de cazuri. Totodată, printre încălcări se numără și agitația electorală, votarea în grup și coruperea alegătorilor. Mâine, misiunea Promolex va face o conferință de prezentare a principalelor constatări depistate în ziua scrutinului. Atât de aici, Daniela, ai legătura. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează o ediție specială a emisiunii În profunzime cu Lorena Bogza, în cadrul căreia veți afla primele rezultate ale alegerilor. Nu uitați, dacă aveți informații și imagini care pot deveni o știre, ne le puteți trimite pe site-ul protv.md, dar și pe Viber, WhatsApp sau Telegram la numărul 079 400 508. O seară frumoasă!